Cel mai cunoscut brand de uleiuri presate la rece din România, Luna Solai, a aniversat în octombrie 2016 5 ani de existență. Prilej pentru familia Tulai, cea care a pornit această afacere de familie din inima Transilvaniei, satul Luna, județul Cluj, să adune la un loc prieteni și consumatori în cadrul unei petreceri câmpenești cu degustare și cu o primire, cum altfel, cu pâine, ulei și sare. Domnule Tulai, haideți povestiți-ne un pic cum a fost începutul uleiului de la Luna. Începutul este legat de dumneavoastră și de tradiția pe care o aveți în familie de prelucrare a uleiului. A început așa ca o poveste de familie și în timp s-a dezvoltat ca un brand de foarte mare succes. Ați plecat de la cultivator de semințe și procesare de ulei la dumneavoastră în curte, la a deveni acum furnizorul casei regale. E o realizare. Începutul cum a fost? A fost greu? Ca orice început, nu e ușor. La prima dată a fost, trebuie să mă gândesc ce trebuie să fac, pentru că eu înainte de Revoluție făceam garduri și porți, aveam un atelier de confecții metalice. Pe urmă m-am gândit ce să fac, nu mai mergea cu gardurile și într-o noapte m-am gândit că ar fi bună o presă de ulei. Am început și am făcut o presă la cald. După ce a fost gata, am observat că lumea nu mai vrea decât ulei la rece, presa la rece. Și atunci am dat toată presa la firul vechi și am cumpărat o presă în anul 1998. Am luat o presă de la Timișoara și am început presări servicii. Atunci, în 98, mai și lucram în uzină și după ori să mai făceam mai mult. Pe urmă am început să ieșim la pensie, am început să mă ocup de presă mai mult. În paralel aveam și o moară cu ciocanie și am dat așa înainte. Dar lucrați mai mult pentru ceea ce consumați dumneavoastră și pentru cererile care veneau de la locuitorii din Comuna Luna. Da. Deci pentru facem prestări servicii la cetățenii comună. Pe urmă au început să vină și alții în alte comune, au început să vină și așa am început să facem ulei. Și când ați predat ștafeta? Când a venit Felice acasă și a început ea să dezvolte ceea ce ați început dumneavoastră? Felice a venit acum vreo 3 ani. În 3 ani eu și-o lăsat serviciul la București, a venit și am început împreună și ea cu marketul, eu cu producția și așa am mers mai departe. Uleiul pe care îl procesați dumneavoastră atunci era doar ulei de floarea soarelui? Da, era doar ulei de floarea soarelui. După ce a venit Felicia, atunci am început cu o prietenă a lui Felicia de la Cluj, a venit și mi-a adus niște semințe de dovleac. Am văzut că merge, eu l-am făcut din in, din nucă, din susan, dar la început până când am prins șmecherie a fost cam greu. Și bănuiesc că și aparatul sau aparatura cu care ați lucrat era alta față de cea cu care lucrați acum. Făceați ulei presat la rece cu un aparat pe care... Nu, tot cu presă din astea. Astea sunt unice cu o presare mecanică. Alte erau presare hidraulică, dar astea presare mecanică. Deci tot cu presele astea făceam. Un aparat pe care îl folosiți și acum sau pe care l-ați îmbunătățit? Folosim și acum și alea și am cumpărat și altele noi. Avem alte preții mai noi acum. Asociația Femeilor Voluntar din Luna ne-au reamintit tradiția șezătorii din zonă. Am adus pe tine, văd, lucrul la hotar l-ați gătat. Roie bune ați adunat. Și v-am văzut tare nerăbdătoare să facem o șezătorie. Asta-i prima șezătorie de casă nouă. Dar acum eu am o întrebare. Ce ai o șezătoare? Cine știe? Mâna sus, să vedem ce aveți de spus. Eu știu că voi știți, că voi sunteți mai de mult. Apoi văd că tot eu trebuie să vă spui că îți e un altă de stat, dar și de mult în sat. Ei, orice zi de șezătoare, să știți, dragii mei, că o mare sărbătoare, unde așa nimuieri se adună și lucrează împreună, cântă și se veselesc și vremea o mai amăgesc, că să știți că așa trea și până simțite. Așa-i tu? Așa-i!
mai. Dar știți cum e? Da, unde e tetea Gavrilă? Hai, tetea Gavrilă, că domnia ta totdeauna ai fost cu noi și arată-le că știi să lucri chiar mai repede ca ele. Amu, știți cum e zisa? Să nu te superi. Spă-mă, domnie, tă ce vrei? Și mă aruncă între femei. Eu cred că nu sunt bărbați, îți dai și-a nifelțor și invidiu și pe dumneata. Nu așez acolo așa. Hai să înțelegem cum s-a transformat povestea începutului într-o afacere de succes. Care e rețeta succesului? Sincer să fiu, nu știu dacă este vorba de o rețetă a succesului sau că la momentul la care eu am început să mă gândesc la acest proiect, l-am gândit ca fiind un model pentru ceilalți. A fost efectiv un pariu cu mine și un pariu pe care, să zic așa, l-am dimensionat pentru o perioadă de un an de zile. Plecând dintr-o corporație și dorind să mă alătur sau să creez un produs din munca părinților mei, mi-am propus să văd dacă într-un an de zile voi putea ca prin ceea ce fac eu să asigur veniturile necesare astfel încât să putem să trăim din acest business. Și rezultatele au început să apară mult mai repede decât m-am așteptat. Asta datorită unor oameni foarte faini, cum sunteți voi și cum sunt toți cei din spatele meu, invitați astăzi la evenimentul nostru, care m-au ajutat să pun o cărămidă la ceea ce înseamnă afacerea aceasta și dezvoltarea brandului, produsului pe care îl vedeți. Cât de deschiși au fost atunci, la început, românii, ca și consumatori, mă refer, la ideea de a consuma și de a introduce în alimentația lor ulei presat la rece, altfel decât cel pe care îl știam noi clasic, de floarea soarelui, pregătit în general la prăjeli. Acum, despre uleiurile presate la rece, nu cred că trebuie să vorbim doar din ca și un produs de dată recentă. Eu cred că acest produs este un produs cu tradiție, pentru că, să nu uităm, părinții noștri și bunicii noștri făceau uleiuri în sat ca și o activitate, ca și la moară. Adică mergeau obișnuiau să meargă cu sacul de sămânță și să plece acasă cu uleiul. Ceea ce au făcut părinții mei a fost oarecum să readucă tradiția în comunitatea din care facem parte, dar trebuie să menționăm faptul că aproape în orice comună din zona Transilvaniei există câte o presă de ulei. Ceea ce am reușit noi să facem în perioada asta este să creăm efectiv un brand, să-l punem pe piață și să-l facem cunoscut consumatorului. Când vorbim de uleiuri presate la rece, vorbim în primul rând de uleiuri de o calitate superioară, uleiuri a căror beneficii terapeutice sunt recunoscute chiar de medicii nutriționiști și în zona de medicină alternativă, dar vorbim în același timp de un produs alimentar. Vorbim de un produs cu gust, cu savoare, și un produs absolut proaspăt, pentru că termenul de valabilitate al uleiurilor presate la rece este un termen relativ scurt, comparativ cu uleiurile care sunt deja tratate termic, chimic. Care e gama de produse pe care voi o aveți și pe care o propuneți, în afară de uleiul de semințe de floarea soarelui? Am încercat să diversificăm gama de produse începând din 2011, pentru că cumva de acolo începe povestea brandului nostru. La semințele oleaginoase pe care le găsim în culturile românești. Deci trebuie să menționăm faptul că tot ce folosim din sămânță românească. Și acum vorbim de sămânța de bostan, da, pe care știm foarte bine că încă o găsim în culturile de porumb sau poate chiar culturi individuale, sămânța sau uleiul de cânepă. Tot mai multe culturi de cânepă întâlnim acum pe piața în România. Cultura de rapiță, respectiv uleiul de rapiță, uleiul de nucă și uleiul de in. Toate astea sunt, cum vă spuneam,
uleiuri obținute din sămânță din cultura românească și în același timp sunt uleiuri care au ca și proprietăți datorită faptului că au un conținut ridicat de acizi grași, omega 3, omega 6, omega 9, fiecare cu proporțiile aferente tipului de sămânță din care este făcut. Acest ulei presat la rece ar trebui să se consume în general ca parte dintr-o rețetă a unui produs ce se prepară la rece. Poți să ne înveți sau să ne spui care ar fi o rețetă pe care să o preparăm rapid și care să aibă la bază unul dintre uleiurile pe care voi le produceți, ulei presat la rece din sămânță de dovleac, din sămânță de nucă, din sămânță de in. Ce putem prepara? Uite, minte întrece acum cel mai repede pentru uleiul de dovleac, o bruschetă dimineața cu ulei de dovleac. Adică și în tradiția populară era pâinea aită și oloită. Adică pâine unsă cu ulei de dovleac, cu un pic de usturoi și cu roșii sau brânză, este un mic dejun absolut reușit. La uleiul de nucă am descoperit în ultima perioadă și îl folosesc tot mai des într-o salată de fructe. Ar surprinde și surprinde pe multă lume, dar încercați-l și vă garantez că nu o să vă pară rău. O salată de fructe care să conțină ce anume? Fructele pe care le aveți în bucătărie în momentul respectiv și, în general, fructele de sezon, fără a face exces. Îmbunătățesc gustul, îi dă o savoare aparte. Exact, exact. Îi dă savoarea aceea, deci gustul de nucă, care vine să înglobeze sau să unifice cumva gusturile celorlalte fructe care se găsesc în salata de fructe. O să încercăm atunci cu siguranță o salată de fructe cu un ulei de nucă. Eu vă invit să vedeți, pentru că avem pregătite cu fiecare din uleiurile pe care le avem, câteva produse absolut delicioase. Chiar vă invit să le încercați. Am acceptat bucuroși invitația de a gusta din delicioasele preparate gătite special pentru noi, chiar de către șef Horia Simon. Am încercat să facem niște miniaturi din preparatele care le avem în restaurantul nostru. De exemplu, sunt tartinele acelea cu cremă de spanac și cu ou de prepeliță, ele fiind la noi în restaurant o supă cremă și cu ou de prepeliță, stropite la urmă cu ulei de nucă de la Luna. Apoi avem niște andive cu năsal, cu mere, cu miere, cu rodie și cu ulei de rapiță, pe care îl recomand cu extraordinar, cu mare dragoste. Deci, unul dintre cele mai bune uleiuri care le-am găsit în ultima vreme, presat la rece, uleiul de rapiță, că dovleacul știam deja cum îs, cânepa știam cum îi, dar uleiul de rapiță a fost așa un wow, o chestie nouă pentru mine cel puțin, dar cred că și pentru restul lumii, că nu prea se folosește extraordinar mult. Apoi, care ulei de rapiță poate să fie folosit, bănuiesc, și în alte preparate, în alte combinații. Sigur că da, dar în momentul e de evitat procesarea termică la uleiul de rapiță, pentru că își pierde și din culoarea aia de aur, care o are absolut senzațională, și din gustul ăla nucos foarte puțin, dar nu știu, parcă mănânci câmpul de rapiță când mănânci uleiul respectiv. Deci e păcat să fie în ceva procesat termic sau pus peste ceva ce e proaspăt scos din cuptor sau foarte fierbinte. Își pierde din proprietăți. Exact. Recomandabil în salate, bruschete, finger food-uri, chestii din astea care sunt la reci sau până în temperaturi de 50 ceva de grade, acolo unde nu începe transformarea prin termică. Apoi avem niște telemea cu roșii uscate și marinate clasic, un pic de ulei de floare presat, cu cimbru, cu diverse mirodenii. Un ulei de in am pus pe șurile respective, care nu sunt dulci, nu sunt șoa la crem, sunt șoa la crem cu cremă de păstrăva fumat în cobză, capere și lămâie verde, și acolo am lucrat un pic cu ulei. Și uleiul de cânepă l-am folosit. Am mers un pic așa, cânepa tradițională, zona Asiei și așa mai departe. Am făcut un hummus cu roșii uscate și l-am stropit cu uleiul de cânepă. Acest ulei presat la rece se folosește doar în genul acesta de preparate pe care ni le-ați prezentat? Poate fi folosit, de exemplu, și în prăjituri? Că tot ne uitam la un șoalacrem care e zărat. Acum să vă spun, uleiurile presate la rece sunt extrem de corpolente.
Eu, unul personal, nu-l folosesc, deci nu l-aș vedea, probabil că nu sunt patiseri de meserie, deci ca să tranșăm această problemă, dar noi avem uleiul de dovleac de la Luna Solai, l-avem într-o înghețată, avem înghețată de ulei de dovleac de la Luna Solai în restaurantul nostru. Deci cam așa l-am dus noi în direcția desertului. Îl mai folosim și sub formă de deshidratat, într-un amestec cu maltodextrină devine o pudră și atunci poate să fie și dulceag un pic și să meargă pe o prăjitură, poate să fie și sărat și să meargă pe o salată, uleiul deshidratat și așa mai departe. Dar, sincer, cum nu-l văd, repet, într-o prăjitură, implicit ajungem iarăși la procesul de cocere termic și cred că într-un aluat așa își pierde din proprietăți. Cel de rapiță, acum mi-ați dat o idee, s-ar putea să-l folosesc la o înghețată foarte, foarte galbenă, cel de dovleac am făcut înghețată din el și absolut minunată. Rămâne atunci să gustăm și înghețata și eventual preparat dulce și cu uleiul presat. Și găsim cât mai mulți oameni din breaza noastră care să se joace și să lucreze și să găsească lucruri inovatoare cu produsele. De data aceasta vorbim despre produs local al Felicei de la Luna Solai, dar în general vorbim despre produsele locale. Ar fi minunat ca toți bucătarii și colegii de breazlă să încerce să promoveze și să lucreze și să împingă în față, să încurajeze doar cât mai mult, nu doar, să nu fim, să cădem într-o extremă într-alta, să încurajeze produsul local. Asta ar fi un pas minunat.